Intrăm în casă? Labirint. Bună ziua! Cam întuneric la dumneavoastră, aveți lumină? Este lumină, Elita pe ea cu chiștă. Nu-i problemă, locuiți aici cu copiii. Da, locuim aici de mulți ani, de 21 de ani de vorbind și puteți să puneți și lumina. Și care-i problema? Problema că e dispus la vicini și în deoseb până în prezent astea noi am locuit de afară documente la drept vorbind. Dar ce era? În afară de niște doi copii. Chirii sau cum? Așa am stat, da, așa cum am locuit aici fără documente, da. Și după aceea, până, așa că până în prezent 21 de ani am locuit. Dar mamă, e vorba să ne scoate de aici. Așa spun și vecinii și îndeoseb. Șefa mi-a accentuat că zic că dacă nu fac documente... Șefa de la ce? De la secție de salubrizare, primăria orașului. Lucrați acolo, la drogi? Da, lucrez la moment la drogi. Și asta ce era? Un fel de locuință de serviciu? Erați aici cazat? Nu, aici ne-a lăsat a doilea bărbat, ca și cum. Eu am fost când sunt scris și am rămas cu fetița și eu cresc și-o pleca și eu am rămas în casa asta, de vorbim. Și asta era proprietatea lui sau tot era a statului și era datul lui în folosință? Nu, eu a fost a lui, dar fiindcă am el nu e mult timp, am rămas eu ca stăpână. El nu e în ce sens? E plecat din țară? Sau? Da, el e plecat din țară. Și nu mai trăiți împreună? Sau nu, nici de mult timp nu trăim. Și nici nu ați fost înregistrați oficial? Am fost înregistrați cu dânsul, dar am dat la divorț și am mult timp înțeles. Nu lucrăm. Și câți copii aveți acum? E, de tăiată, la drept vorbim patru, dar doi sunt mari plecați, dar doi maturi, au rămas cu la... Aha, da, doi maturi, dar doi e caz doi cu mine. Minori, minori. Unii sunt plecați copiii? E, cel mai mare e plecat, așa cum, în Polonia, dar și fata, 24, dar fata, ce bani? Nu, dar fata, sub Moscova, în Naginsk, ce bani e, e căsătorită, la drept vorbim. Care și unde au putut, na. Câți ani are? Și acum, dar cu copiii ăștia, sunteți obligată să ieșiți în drum. Da, da. Spus, ne-a spus că dacă nu, cât în scurt timp, dacă n-a să... Dar cui aparține dar casa asta? Noi n-avem, eu n-am putere să fac documentele. Cui aparține? Cui? Dar m-am luat primărie să aparține, oricine știe, eu nu știu la moment cine... Poate cineva în spatele meu stă la drept vorbind, poate, dar cineva au făcut documentele pe casa asta. Dar nu v-ați interesat, nu v-ați dus la primărie să întrebați, la cadastru? Am încercat, dar nu mi-a permis să-mi dai rezultatul de plin, cum răspunsul de plin. Și 20 de ani trăiți aici și nu vă lasă să aflați cine-i proprietar? Nu știu, că nu... cum... Mi-a spus că e ca făț, mi-a dat mie numai cum, ordinul și ala... Poate să se facă. Și am început a face, dar scumpi, ele stare scumpi. Dar orderul pe cine ai scris? Poftim? Orderul. Am un inel scris, pe mine inel scris astea, dar trebuie trebuie... Pe cine v-a dat orderul? La primărie? Cine? Da. Primărie Drochie. O semnat. Dacă da, n-a trecut, da, dar ce înseamnă order? Repartizare de trai sau ce? Orderul ăsta? Cred că vi s-a dat order, aveți la moment, puteți arăta? Da, da. E vremelnic, ori e... Da. Ha? Dar ce e secret asta sau ce? Nu secret, e nedat în documente, trebuie să caut. Ah, am înțeles. O să oprim acuși filmare și o să ne arătați documente. Da. Conturul e făcut de apă, e făcut de pe vecini. Pe vecini e făcut, nu pe mine e făcut. E accentuat acolo. Dacă e ordin de repartiție, asta e proprietatea primăriei. Te-o repartizat, trăiești aici. Eu am mult timp la drept vorbind, trăiesc aici. Eu nu păi da, de 20 de ani, dar ordinul e din octombrie anul trecut. Spun și ce fel de documente ți-o zis să faci primul? Nu, dar ce documente eu zic că trebuie să faci ca să trăiești aici? Cum să? Ți-o dat o listă de documente pe care trebuie să le faci sau ce? Sau vrea să le privatizezi, să plătești sau ce? Să listă de documente. Ordin ai. Certificat de la BTI pentru privatizare. Buletin. Cred că e copie buletin. Adeverințele copiilor și mapă. Ei trebuie să vii acasă să măsoare la drept vorbind și să... Plus să vină, dar care e problema? Nu-ți ajung bani pentru toate procedurile astea? Nu, sau... eu de ce nu am putere cu bani și dumneavoastră vorbiți? Noi dar ce salariu aveți? Eu, noi trăim din 3.000 de lei. Asta e salariul dumitale? Da, și gata. Sau aveți indemnizații pentru copii? Nu. Dar de ce nu vă dau? Până la ce eu vârstă îți dă indemnizații? Eu nu știu care e problema, cauza eu. Până la ce vârstă îți dă indemnizații la copii? La mine au 7 ani. Am 3 ani. Și gata, și iau de amul. Nu, dacă dar în octombrie, că când s-a ieșit documentele astea, au spus că ne-a format, ne-a făcut un ca și cum că mamă singură, îi mai am drept un ajutor de la stat, 370 de lei. Ei, da, un ajutor unic, așa. Și gata, ne-a scos, dar mă zis că dăm numai. Doamna Natalia, aveți dreptul o dată în an la ajutor social,
și aveți dreptul la ajutor social lunar. Lunar da? Nu e, domnule. Lunar v-ați adresat oficial. Ați deplinit ancheta. În ancheta s-a inclus veniturile și copiii tot ați inclus și v-a venit răspuns înscris și v-a dat răspuns că nu aveți dreptul? V-a făcut calcul? Dumneavoastră aveți dreptul numai pe căldură. Așteptați. Dumneavoastră v-a spus verbal, ori v-a dat răspuns înscris. Mi-a spus așa. Ascultați, dumneavoastră, vă duceți la asistență socială. La unde e? Tudor, cum familia? Golban. Vă duceți oficial la el. Îi spuneți, la mine se oprește. Așa, și șeriți să vă dăi ancheta socială. Și dumneavoastră îndepliniți ancheta, așa spuneți, dați-mi vă rog frumos, am nevoie de ancheta socială, vreau să primesc ajutor social lunar. Și totodată aveți dreptul la ajutor social odată în an să-l primiți. Aista suplimentar, lunar, da. Aista lunar, dumneavoastră în anchetă scriți asta că v-ați adresat verbal și v-a răspuns, asta nu se înseamnă da, că da. V-ați adresat. Da, n-ai nicio dovadă că ți-o spus, că ți-o promis. Trebuie să îndepliniți ancheta. În anchetă să includeți toate certificatele de venituri, de ce îți ceri acolo. Câți copii acolo ai, câți îți minori. Întrebări, e mai bine că te singur. Acolo și vă întrebări. Aveți autovehicul? Da? Nu. Aveți biciclete? Câte? Una, două? Aveți televizor? Țit noi? Ciorna bele? Da. Așa, cât aveți leafă? Cât primiți pe copii? Cât indemnizați? Și dacă răspunde iar înscris că nu, vă duceți să cereți avocat. Înscris angajament scrie. Așteptați. Cereți avocat de stat? Plătit întreținut de stat și vă judecați cu ei dacă nu vreți. Sau vine și facem protest. Victor, e clar că nu o să țină minte nimic din ce îi spui acum. N-a scris, da? Nu scris. Niciodată. Dar ei nu șer scriu. Ascultați. Ne tot trebuie să șer scriu. Nu ea. Ea n-are interes scriu. Ea nu vrea să producă documente. Apoi eu m-am pus așa ceva la drept vorbind și ea nu... Dumneavoastră scris că pe domnul Golban înscris. Veniți la el și scris de acasă, domnul Golban, cum îl cheamă? Tudor. Eu, cu toare, doamna Natalia Ciobanu, rog să-mi dați, ascultați și vă spun, rog să-mi eliberați nea ancheta socială pentru a o îndeplini, fiindcă sunt mamă singură, am doi copii minori și nu mi se ajunge bani de trai, de mâncare, de leacuri, de cheltuială, de uslujile un alta. Și când el înscris a să vă dăie refuz, atunci se numește refuz. Totodată, ieșiți la dânsul, puteți să nu intrați, puteți să trimiteți prin poștă, scriți în două exemplare și scriți cu uvedomlenim. Scrisoare recomandată, da. La poștă. Și să vii răspuns. Sau te duci la cancelarie și înregistrezi la secretariat. Totodată, dumneavoastră știți cine pe sector aici, asistent social? Cum? Doamna Leona? Cine? Nu, Maria. Maria. Vă duci la doamna Maria și tot așa îi spuneți. Vă rog frumos, doamna Maria, dați-ne ancheta socială. И не молчите, а несколько раз говорите. Я имею право. Пожалуйста, дайте мне, я хочу заполнить. Я имею право. Это не они должны прийти к вам и говорить, а это вы должны просить, потому что у вас проблемы. Шиспой, ец де анкета. Ла анкеты инклуз тет-тет. Ес спой, а даше чертификат, а даше, яка найбарбат, ори ел идус, ори винит, ори временно не проживает. Деворцац, что то же. Тет сын конфирмер ла тет. Și aveți dreptul lunar să primiți ajutor social. Totodată, fiecare om, cetățean, e bogat, e sărac, n-are importanță, lucrează, nu lucrează, are dreptul odată în an să ceară ajutor social, de pildă, pentru reparații, pentru leacuri, pentru chiar de mâncare. Eu vă spun, dacă dumneavoastră nu știți, eu sunt asistent social în privat și eu știu legile, nu numai că sunt asistent. Am ajutat la mai multe persoane numai explicându-ți. Dumneavoastră vă duceți la asistent social, cereți ancheta și înscriți. Și avocat de stat puteți să cereți pentru că aveți venituri mai mici decât 2.000 pe lună pe cap de membru de familie. Și dumneavoastră aveți 3.000 la 3-4 membri de familie. 3 eu scris în order ăsta că sunteți 3. Deci... Dar noi copii.
Exact. Deci aveți câte 700 de lei de cap. Înseamnă că nu vă ajunge bani de avocat și cereți avocat de stat ca să vă judecați cu primărie dacă nu o să vă dea răspuns corect. Asistența socială sau primărie și tot așa. Știți unii birou. Și tot așa puteți să cereți. Mă tem că e la Bălți. Trebuie să găsim oficiul de la Bălți. Dumneavoastră vă duceți unde aici este birou. Judecătoria. Și îi spuneți, chiar și cu tutorie, că oricine este avocat, îi spuneți, eu vreau dumneavoastră să ne apărați drepturile, dar eu nu am bani. Am, știu, sunt cunoscute colegile că eu, cu venituri mici, am nevoie de avocat de stat. Vă rog frumos, ajutați-mă să fac cerere la biroul de avocați la Bălți. La Bălți, ca să pot beneficia, da. Адвокатом. И любой адвокат, который знает законы, он не имеет права вас отвергнуть. Он должен вам помочь составить это заявление, что вы напишите на Бельце. Бельце вам дадут этого же адвоката или другого, чьи-то ДЧДЕ. Și aveți dreptul? Și nu, ai voie să ceri un avocat anume. Poți să-l ceri chiar pe el dacă ai încredere. Ori acela, ori altul. Vă spun de asta. Если надо, выходите на протест. Зульфия уже знает как. Хай, începem cu документele. Документы simple acolo. Trebuie numai cerere, buletin și gata. Trebuie să ducă la cadastru. Trebuie să ducă la cadastru ca să vină să măsoare, cum a zis femeia. Trebuie să vină să măsoare, dar cum să privatizez? Eu am spus, când a fost la mâine, am spus cât trebuie să aduce la... La cadastru pentru serviciul ăsta, cât o să trebuie? Și nu, pentru serviciul ăsta, numai că eu am intrat acolo și eu mi-am spus 1500. Cum nu m-a intrat? Cadastrul e plătit din bani de stat, el are salariu. Cum să ceară 1500? Ei mi-a spus că e ficat în calculator și el și-a spus. Cine e? La ce birou a intrat? Ne ducem acum la cadastru, că e o oră de lucru. Mergem acum la cadastru să mai vedem o dată. Nu știu dacă cum o cheamă. Cum nu-i posibil? Nu știți cum o cheamă? Ce birou, ce număr? La cabinet, nu cabinet. Aici e la registratură. La informație, la registratură. Auzi că s-a dus la pașpornistă. Nu la informație, la registratură, chiar la dânsă, la femeie. Și a spus, dacă aveți în mome, acolo nu se permite la femeie și ei. Dumneavoastră trebuie întâi la registratură, întâi vă faceți informații. Ia să vă spun, ați fost la informații și ați fost la registratură. Așa. Și v-am scris în și cabinet. Aveți foiță. Nu vă amintiți. Bine. Așa. Și după și vă de foiță, vi se permite să intrați la dumneavoastră. Apoi așa. Și nu țineți minte numele la cine ați fost. Așa. Și eu zis că trebuie 1500, a? Da, eu sunt 1500. Și n-ai așa bani, că e jumătate de venitul lunar. Domnule, asta așa și este, că eu tot am avut... Păi da, dar sunt persoane vulnerabile care probabil ar trebui să fie tot susținute de stat. Asta ei nu iau bani în buznar, nu? Asta te... E serviciu de stat. Îți dă foiți, te duci la bancă, plătești, vii cu asta. Eu am avut, când am început afacerea lui mama mea acasă, când mi s-o dat, mm-hmm. Eu am fost tot așa, am venit acasă, am măsurat și am plătit tot la bancă. Am nescălca cod fiscal, aha, asta pentru măsurat, asta pentru documente, asta pentru ridicare, asta pentru formal. Și primăria nu poate subvenționa chestia asta? Dom'le, ei nu s-au adresat. Cum și la asistența socială nu s-a adresat, cum și la primărie, cum și la avocat. Ajutorul acela unic pe care îl ceri odată pe an, poate și pentru asta, ca să-și privatizeze locuința. Că s-ar putea să fie și taxe de privatizare aici. Eu am adresat, dar problema și e că nu vă adresați să folosesc din moment, eu nu știu drepturile, înțelegi? Și nu mi-a permis că eu... De asta trebuie cerut avocat. Avocatul știe legile. Ei știu de problema mea, ei știu de copiii mei, ei știu de casa asta. Nu degeaba șefa și îndeosești și mahalagii mi-a spus, fă documente, dacă nu pe tine scoate. Și eu am fost nevoit la moment să vă chem singur, că eu și eu văd că de puțin că mâine pe mâine vine iarna și eu și așa doi copii, că am zis doi la școală. Ne 3.000 de lei, doi copii la școală și în afară de asta vine iarna și lemne cumpăr și tăi capteu, asta îndeosebi un haos total. E ca care problemă caz, nu că eu vreau să îmi cumpăr cerșind și ai din tu. Eu de câte ori, și Tudor nu știe situația mea, știi și... Ascultați, la domnul Tudor, de la asistența socială, nu sunteți dumneavoastră unicul, că dumneavoastră vă spuneți acum, și domnul Tudor nu poate să ții minte că este Natalia Ciobanu și trăiești pe Gudanovor și stradă. Domnul Tudor are câte sate în raionul Drochea? El răspunde de tot satele, de tot raionul. Nu poate să ții minte el, doamna Natalia. Dumneavoastră aveți grijă de dumneavoastră și îmblați, scriți că aveți dreptul.
Da, nu vreți, nu dacă ești... în verbal... Trebuia să-i spună, sigur, funcționarul trebuie să-i spună verbal, și poate să facă. Verbal, vă... refuză. Vă refuză, dumneavoastră, scriți, sunt scris, acasă ai scris, domnul Tudor, la, la, la. Eu sunt cu tare, cu tare, am nevoie... Și aștepți răspuns în scris și atunci continuăm discuția altfel. Zakaznoi s-o uvedomlenie. Recomandare, scrisoare recomandată. Zakaznoi s-o uvedomlenie. Vam придет ответ. Confirmare de primire, dar nu-i numai decât. Dacă și ai dovadă că ai primit, să-i spun. Iar scrii la ceilalte, dați-mi voi anchetă, că am dreptul. Noi, de-am, ca avocat, să vă spunem că dacă nu vreți duci să-ți cați până când vă avocat, noi, coleg, vă explicăm și puteți face asta la moment.